Bun găsit la Lumea nu este cum crezi. De-a lungul timpului, oamenii au avut tot felul de concepții despre modul în care cad corpurile, precum și despre motivele acestei mișcări. Din păcate, mai există și azi oameni care nu înțeleg corect nici motivul căderii corpurilor și nici modul în care are loc această cădere. Așa că am făcut acest material pentru a încerca să clarific câteva lucruri și să combat unele concepții greșite. De obicei, cei care abordează acest subiect încep prin a pune o întrebare care sună cam așa: corpurile cad diferit sau cad toate la fel? Dacă mi s-ar pune o astfel de întrebare, n-aș ști ce să răspund, pentru că întrebarea este formulată neglijent, aproximativ. Când este vorba despre știință, limbajul pe care îl folosim trebuie să fie clar, corect, precis. Din păcate, auzim foarte multe formulări neglijente, chiar în materiale de popularizare a științei. Vă mai dau un exemplu. Aerul este mai ușor decât apa. Care aer și care apă? Substanțele nu sunt mai grele sau mai ușoare. Corpurile pot fi mai grele sau mai ușoare. Corect este să spunem aerul are densitatea mai mică decât apa și nici asta nu e adevărat în orice condiții. Depinde de presiune. Dacă comprimăm aer la presiuni foarte mari, densitatea lui poate să devină mai mare decât cea a apei. Așa că pentru a răspunde la întrebarea cum cad corpurile, trebuie să facem niște precizări. Trebuie să ne referim la câteva situații particulare și să dăm răspunsuri separat fiecarei situații. Și dacă facem așa, veți vedea că lucrurile sunt mai complicate decât par și tocmai de aceea am pus acest material în seria Lumea nu este cum crezi. Dar să vorbim întâi despre motivul căderii corpurilor. De ce cad corpurile? În antichitate, una dintre concepțiile despre substanță era aceea că substanța este alcătuită din câteva elemente fundamentale. De cele mai multe ori, aer, pământ, foc și apă. Iar căderea corpurilor era explicată pe baza tendințelor elementelor respective de a coborâ sau de a urca. Pământul se considera are cea mai puternică tendință de a coborâ, iar focul are cea mai puternică tendință de a urca. De aceea, se credea unele corpuri sunt mai ușoare, altele mai grele, în funcție de concentrația lor în aceste elemente fundamentale. Cât pământ, cât apă, cât aer și cât foc conține fiecare. Abia odată cu formularea legii atracției universale și a principiilor dinamicii de către Newton, în 1687, a apărut o teorie științifică legată de căderea corpurilor. Și numim această teorie mecanica clasică și ea ne arată, printre altele, că două corpuri cu masele M1 și M2 care se găsesc la distanța R unul de celălalt, așa cum vedeți în desen, se atrag cu o forță care este proporțională cu masele lor și invers proporțională cu distanța dintre ele. Formula se numește legea atracției universale și a fost descoperită de Isaac Newton. Deci mecanica clasică ne spune că un corp care cade face acest lucru pentru că e atras de pământ. Iar forța cu care pământul atrage un corp o numim greutatea corpului respectiv și ea este proporțională cu masa corpurilor. După cum vedeți aici, greutatea se poate calcula prin produsul dintre masa corpului și accelerația gravitațională. Ce mic este accelerația cu care cad corpurile aici la suprafața Pământului, ea se numește accelerație gravitațională și are valoarea aproximativă de 9,81 metri pe secundă la pătrat. Am vorbit despre aceste lucruri în clipul Imponderabilitatea în mecanica clasică, găsiți linkul în descriere.
Azi avem o teorie mai exactă, mai completă a gravitației decât legea atracției universale. Este vorba despre teoria relativității generale a lui Einstein, publicată în 1915. Dacă vreți să știți în mare care este diferența dintre cele două teorii, vă invit să urmăriți materialul Einstein contra Newton din seria 5 minute despre. Și acest link îl găsiți în descriere. În formula principiului fundamental al dinamicii apare masa pe care o numim masă inertă. Principiul spune în cuvinte cam așa: dacă asupra unui corp acționează forță, atunci corpul capătă o accelerație care are același sens și aceeași direcție cu forța, iar valoarea direct proporțională cu forța și invers proporțională cu masa corpului. Știm că dacă se ciocnesc două corpuri, apare o forță de contact și corpul cu masă mai mică va suferi o variație mai mare a vitezei decât corpul cu masă mai mare. Altfel spus, corpul cu masă mai mică capătă o accelerație mai mare decât corpul cu masă mare. Masa inertă, cea care apare în formula principiului fundamental al dinamicii, măsoară tocmai această, să-i spunem, încăpățânare a corpurilor de a-și păstra viteza, de a nu-și modifica viteza. Corpurile cu masă mare sunt mai încăpățânate în a-și păstra starea de mișcare decât cele cu masă mică. Să notăm masa din formula lui Newton, cea care măsoară inerția, cu M indice I și să o numim masă inertă. Vă rog să nu mă întrebați în comentarii de ce au corpurile inerție, pentru că nu știu. Nimeni nu știe. Știm doar că această proprietate este legată de o simetrie fizică a Universului, simetrie care face ca legile fizicii să fie aceleași în toate punctele, să fie aceleași peste tot. Simetria unei proprietăți fizice față de o transformare înseamnă că proprietatea nu se schimbă când are loc transformarea, iar legile naturii nu depind de locul în care ne găsim în univers, nu se schimbă dacă ne schimbăm locul. Și această simetrie are legătură cu inerția. Dar care este mecanismul prin care se produce această inerție, așa cum v-am spus, nu știe nimeni. Poate că trebuie o scurtă paranteză aici, pentru că s-ar putea să vă întrebați de unde știm că legile fizice sunt aceleași peste tot, în tot universul observabil. Voi vorbi poate despre asta într-un alt material, deocamdată vă dau o singură dovadă. Putem vedea galaxii care sunt la distanțe imense față de noi și dacă descompunem lumina care vine de la ele și identificăm elementele chimice care se găsesc acolo prin spectroscopie, vom vedea că sunt aceleași elemente chimice care se găsesc aici pe Pământ. Iar dacă legile fizice ar fi diferite acolo de așa cum sunt ele aici, n-ar fi posibil să avem aceleași specii atomice acolo cu cele pe care le avem aici. Să mergem mai departe. Am spus deja că greutatea unui corp este proporțională cu masa corpului respectiv, ceea ce înseamnă că se poate calcula prin produsul dintre masa corpului și valoarea accelerației gravitaționale, care e o constantă în condițiile de aici, de la suprafața Pământului. Această masă care ne permite să calculăm greutatea unui corp se numește masă gravifică, să o notăm cu M indice G. Ea măsoară cât de puternic interacționează un corp gravitațional cu alte corpuri. Și dacă n-am avea niciun pic de experiență practică, n-am avea niciun motiv să credem că între masa gravifică, cea care apare în formula greutății, și masa inertă, cea care apare în formula principiului fundamental, există vreo legătură. Deci ar exista o legătură între inerția unui corp și cât de puternic interacționează el gravitațional cu alte corpuri. Depinde cât de tare este corpul atras de Pământ. Dar interacțiunea gravitațională este diferită de alte interacțiuni din univers. Pentru ca un corp să interacționeze gravitațional cu alte corpuri,
El nu are nevoie decât de inerție. El nu are nevoie de o proprietate specială pentru asta, cum este, de pildă, în cazul interacțiunilor electrice, sarcina electrică. Corpul atrage și este atras de alte corpuri doar pentru că are inerție. Nu are nevoie, repet, de alte proprietăți. Ceea ce ne arată că între inerție și interacțiunea gravitațională trebuie să existe o legătură. Legătura a găsit-o Einstein când a formulat teoria relativității generale. Teoria lui Einstein ne arată că ceea ce numim greutate este o forță de inerție care apare datorită curbării spațiu-timpului. Iar această curbare a spațiu-timpului se produce sub acțiunea a ceea ce numim masă-energie. Forțele de inerție apar în sistemele de referință care se mișcă accelerat. De pildă, când frânează autobuzul, dacă suntem în picioare, trebuie să ne ținem de ceva, avem senzația că a apărut o forță care încearcă să ne pună în mișcare sau chiar să ne răstoarne. Dar această forță nu apare printr-o interacțiune cu alt corp. Nu există alt corp care să ne împingă sau să ne atragă. Este o forță care apare doar pentru că suntem într-un sistem de referință care se mișcă accelerat. Același lucru se întâmplă dacă suntem în apropierea unui corp masiv, un corp cu masa foarte mare, o planetă sau o stea. Atunci spațiul timp se curbează și suntem într-un sistem de referință echivalent cu un sistem de referință care se mișcă accelerat. De pildă, un sistem de referință legat de o navă cosmică care accelerează în sensul pe care îl numim în sus. Și dacă greutatea este o forță de inerție, înseamnă că ceea ce am numit masă gravifică din formula greutății trebuie să fie același lucru cu ceea ce am numit masă inertă din formula principiului fundamental al dinamicii. Acum putem răspunde întrebărilor legate de căderea corpurilor, dar trebuie să precizăm condițiile în care are loc această cădere. Să luăm întâi cazul cel mai simplu. Corpurile cad în vid, iar masa lor este mult mai mică decât masa corpului pe care cad. În aceste condiții, toate corpurile cad cu aceeași accelerație. Deci răspunsul este, în aceste condiții, corpurile cad la fel. Și dacă pornesc de la aceeași înălțime, ajung jos toate cu aceeași viteză. Iar demonstrația este foarte simplă. Conform principiului fundamental al dinamicii, accelerația unui corp se calculează prin raportul dintre forța care acționează asupra lui și masa lui inertă. Dar forța care produce căderea este greutatea. Și atunci fracția noastră devine greutatea împărțită la masa inertă, iar greutatea se calculează prin produsul masa gravifică înmulțită cu accelerația gravitațională. Dar noi știm deja că masa gravifică și masa inertă sunt același lucru. Înseamnă că putem simplifica fracția cu masa inertă fiind același lucru cu masa gravifică, și obținem că accelerația este egală cu g mic, cu accelerația gravitațională, indiferent ce masă are corpul care cade. Așa cum am arătat în materialul Imponderabilitatea în mecanica clasică, în timpul misiunii lunare Apollo 15, comandantul acestei misiuni, Dave Scott, a arătat că pe Lună o pană și un ciocan cad la fel, cu aceeași accelerație, deoarece fiind vid, singura forță care acționează asupra lor în timpul căderii este greutatea. Să revedem acest clip. So we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Să vorbim acum despre al doilea caz pentru care nu trebuie să ne ducem pe Lună. Corpuri care au masa mult mai mică decât corpul pe care cad, Pământul, și care nu cad în vid, ci cad prin aer. Aici nu avem nevoie de experimente, știm cu toții ce se întâmplă. Corpurile nu cad la fel. De data asta, în timpul căderii unui corp, asupra lui nu acționează o singură forță, și anume greutatea. Mai apare și o forță de frecare cu aerul, așa cum vedeți în desen. Greutatea este orientată în jos,
iar forța de frecare cu aerul este orientată în sus. Forța de frecare cu aerul apare din cauza faptului că am un corp care se mișcă prin aer. Din această cauză, accelerația corpului va fi mai mică decât în vid, imediat ce se pune în mișcare. Însă forța de frecare cu aerul depinde de multe lucruri, de pildă de forma corpului, de dimensiunile lui, și asta înseamnă că și accelerația de cădere va fi diferită de la corp la corp. Va depinde nu doar de masa corpului, așa cum era în vid, ci și de forma și dimensiunile corpului respectiv. Dar mai e ceva. Forța de frecare cu aerul depinde și de viteză. Ea crește pe măsură ce crește viteza. Asta înseamnă că la o anumită viteză, numită viteză limită de cădere, forța de frecare devine egală cu greutatea corpului. Și atunci accelerația devine zero. Asta înseamnă că din momentul în care se atinge viteza limită de cădere, viteza corpului nu se mai mărește, nu mai crește. Din acel moment el cade cu viteză uniformă. Avem în acest caz o situație care în fizică se numește echilibru dinamic. În cazul unui corp omenesc, viteza limită de cădere este cam între 200 și 300 de km pe oră, în funcție de poziția corpului. În cazul unui corp omenesc, viteza limită este atinsă după parcurgerea unei distanțe de câteva sute de metri, într-un timp în jur de 10 secunde, dacă se sare dintr-un loc fix, dintr-un balon de pildă sau de pe un munte, și mai puțin dacă se sare dintr-un avion, pentru că atunci când un parașutist sare din avion, în primele secunde mișcarea lui va fi frânată, pentru că viteza limită de cădere este mai mică decât viteza avionului. Viteza limită ne arată că în cazul căderii unui corp, dacă înălțimea de la care cade este mai mare de câteva sute de metri, nu mai are importanță de la ce înălțime cade. Va ajunge jos cu aceeași viteză, cu viteza limită de cădere. În schimb, la căderea în vid, viteza crește tot timpul căderii până în momentul impactului. Nu există această limită pe care am descris-o în cazul căderii în aer. Dacă facem câteva calcule, vom vedea că la o cădere pe lună de la mai mult de 1,5 km, un corp asemănător cu un corp uman ar ajunge jos cu o viteză mai mare decât pe Pământ, cu toate că greutatea corpului pe Pământ este cam de 6 ori mai mare decât pe lună. Dar pe lună nu există forța de frecare cu aerul care există aici pe Pământ. Încă ceva, densitatea atmosferică crește pe măsură ce ne apropiem de Pământ. Asta înseamnă că dacă sărim de la înălțimi foarte mari, viteza limită acolo e mai mare decât viteza aici, aproape de suprafața Pământului. Și asta înseamnă că în timpul căderii viteza va scădea. Pentru că cu cât e densitatea aerului mai mare, cu atât mai mare devine forța de frecare la una și aceeași viteză. Dar atenție, nu se poate sări de la înălțimi foarte mari fără mască de oxigen. Dacă n-ai oxigen suplimentar, poți să mori asfixiat până ajungi în păturile mai dense ale atmosferei, chiar dacă ești în cădere liberă și ai o viteză foarte mare. Și mai avem un caz. Oarecum ar cădea în vid un corp cu masa foarte mare, care nu mai e neglijabilă față de masa corpului pe care urmează să cadă. De pildă, cum ar cădea Luna pe Pământ dacă am opri-o din mișcarea de revoluție? Ar lovi Pământul în tot atâta timp cât i-ar trebui unei pietre să cadă din aceeași poziție până pe Pământ? Cei interesați de astfel de calcule pot urmări materialul Când Luna cade pe Pământ din seria Cele mai frumoase probleme de fizică. Ca de obicei, găsiți linkul în descriere. Acolo am calculat în cât timp ar cădea Luna pe Pământ dacă am oprit-o din mișcarea de revoluție. Ei bine, Luna ar atinge mai repede Pământul decât ar face-o piatra.
Dar cum se poate așa ceva? Cu câteva minute mai devreme v-am spus că în vid toate corpurile cad la fel, cu aceeași accelerație. Și acum spun că Luna cade mai repede decât piatra. Explicația pleacă de la faptul că până acum am vorbit doar despre forța cu care Pământul sau Luna atrag corpurile care cad. Adică am vorbit doar despre greutatea corpurilor care cad. Dar atracția gravitațională are loc între două corpuri. Și Pământul este atras de corpul care cade. Și dacă în cazul corpurilor cu masă mică, forța cu care acestea atrag Pământul este întru totul neglijabilă, în cazul unor corpuri cu masă foarte mare, cum ar fi Luna, această forță pune și Pământul în mișcare. Cu alte cuvinte, în acest caz, nu doar Luna cade pe Pământ, ci și Pământul cade pe Lună. Cele două corpuri încep să se miște accelerat unul spre celălalt. De fapt, dacă am fi pe Lună, senzația noastră ar fi că Pământul cade pe Lună. Și pentru că distanța dintre Lună și Pământ scade mai repede decât în cazul în care Pământul nu s-ar mișca, și forța de atracție dintre cele două corpuri cerești crește mai repede decât în cazul în care Pământul ar fi fix, nu s-ar pune în mișcare. Pentru că masa Pământului este de aproximativ 81 de ori mai mare decât masa Lunii, accelerația Pământului va fi de 81 de ori mai mică decât accelerația Lunii. Dar va fi, nu va mai fi neglijabilă. Și din cauza faptului că acum și Pământul se mișcă, distanța dintre Lună și Pământ scade mai repede decât distanța dintre Pământ și o piatră care ar cădea de pe orbita Lunii. Și asta înseamnă că timpul de cădere al Lunii va fi mai scurt decât timpul de cădere al unei pietre. Acum putem spune tot ce trebuie despre căderea corpurilor. Dacă avem corpuri cu masa foarte mică, mult mai mică decât corpul pe care cad și căderea are loc în vid, atunci toate cad cu aceeași accelerație. Altfel spus, dacă înălțimea de la care cad este aceeași, toate ajung jos cu aceeași viteză. În cazul în care căderea se face într-o atmosferă, atunci corpurile cad accelerat, dar cu o accelerație tot mai mică, până când ajung la o viteză numită viteză limită. Și de acolo încolo, căderea se face uniform, viteza nu mai crește. Iar această viteză limită depinde de greutatea corpului, dar și de forma lui și de dimensiunile lui și mai depinde și de densitatea atmosferei prin care cade corpul. Altfel spus, în acest caz, corpurile diferite ajung jos de regulă cu viteze diferite, chiar dacă au căzut de la aceeași înălțime. Ultimul caz, dacă are loc căderea unui corp cu masa comparabilă cu masa corpului pe care cade, atunci și corpul cu masa mare se pune în mișcare, iar timpul care trece până la coliziune este în acest caz mai scurt decât în cazul în care ar cădea un corp cu masa neglijabilă față de masa corpului pe care cade. Dacă ați crezut că răspunsul la întrebarea cum cad corpurile este simplu, atunci lumea nu este cum credeți. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!